Ce crezi că am eu aici? Săluri de hârtie igienică. Perfect. Ce crezi că o să facem cu ele? O să ne jucăm cumva. O adică să ne cum? De la unul la altul și o să trebuiască să le prindem așa? No. Dar cum? E amuzant ce asta. Prinde. Mai! Dar trebuie să le ții pe toate în brațe. Prinde. Mai! Prinde. Stai că vreau să le prinde. Pun așa. Perfect, nu ăsta era jocul, dar a fost drăguț ăsta. Fii atentă ce avem de făcut. Ce? O să organizăm un zid de hârtie igienică. Și trebuie să sar peste zid. Și zidul se face din ce în ce mai... mare, adică mai înalt. Exact, când va trebui escaladat. Bine. Pentru că nu o să mai poți să-l sari. Bine. Ești pregătită? Da. Așa. Deci deocamdată... oh, scuva, da, vină cu ace. Deocamdată zidul este așa. Stai puțin că trebuie să fie perfecte. Perfecte. Așa, gata. Așa. Crezi că poți să-l sari așa? Chiar crezi că nu pot? Hai, să te văd, Hai să-mi facă o încălzire între. Prieteni, puteți să faceți și voi provocarea... provocarea Zulia acasă. Adică puteți să vă luați câteva suluri de hârtie de prin casă. Dacă nu aveți foarte multe suluri de hârtie de prin casă, puteți să luați doar ăsta, cum se cheamă, cartonul ăsta care a rămas de la hârtie și să faceți un ziduleț. Hai, vrăji, sar prima dată să te vedem. Ok, ha! E simplu, da? Da. Bine. Foarte simplu. Poftim. Hai să vedem acum dacă te descurci, să sar peste zidul care s-a mărit un pic. Wow, ce să-ți povestesc! Bine, stai un pic. Nu, pune-l peste, pune-l peste! Peste? Da, ca să fie mai înalt! Ok, bine. Următoarea probă când zidul se face un pic mai înalt. Să sar un pic într-o parte ca să se vadă că nu ating. Ok. Sau să se vadă dacă ating. Ok, hai să vedem. 3, 2, 1... Wow, bravo, vrăji, cangurița! Zidul se face și mai mare. Julie, aproape cât mie. Aproape cât tine când stai jos. Păi da. Da, ei, uite, hai să vedem. Eu am picioarele până aici. Adică eu trebuie să... Crezi că poți să-l sari? Cred că pot. Hai de vrăji. Am emoții. Mi-e frică că o să dau cu rochița peste el. Haide, încearcă. 3, 2, 1... Și! Wow! A fost mai corect. Că până acum am sărit așa cu picioarele în sus și acum am sărit așa, up, am făcut un pic așa. Bravo, și bravo, vrăjit. Mai s-a rodat. Descurcat de minune. Te-ai descurcat de minune, dar acum urmează... De data asta chiar nu cred că mai gata. Hai să te văd. Dar tot n-am sărit cu picioarele apropiate că nu... Hai să te văd. Mamă, chiar ai sărit! Da! Hai să văd dacă poți să sări. Ce sus. Dar mi-am ținut rochița, că dacă nu-mi țineam rochița... Mai ai vreun sul de hârtie pe aici? Mai adu un sul de hârtie, că dacă reușesc să sar și eu, mai pune unul. Ouăleu! Stai să... că nu cred că îmi cade microfonul. Stai! Bravo, Trulli! Stai, stai emoționat. Mai avem nevoie de un sul de hârtie? Mamă mie, cum se desface exact ca la competițiile adevărate! Wow! A căzut Robenu! A căzut și turnul! A căzut și microfonul! Hai, vrei, aranjează-le bine. Stai puțin că eu am obosit, nu e chiar atât de ușor să țopă. Nu e ușor deloc. Adică, sunt sigură că iepurașilor... gata, uite așa, una. Ai găsit? Hai, super! 4. Hai că una, stai deocamdată să vedem dacă putem să sărim peste asta. Oh, da! Hai să facem schimb, vrăji. Bine, de ce? Lasă-l pe asta care se deșiră. Bine, bine. Mama mia, ce sus e! Mai să fie! Crezi că poți să sari? Dacă aș fi crezut, poate s-ar fi întâmplat o minune, dar eu nu cred. Nu crezi? Nu cred. E aproape cât picioarele mele. Da! E aproape până la buzunar. Mamă mia, ce sus e. Hai să vedem. Sar tu sau sar eu primul? Hai, sar tu prima. Bine. 1, 2, 3 și... Da, am sărit pe lângă. Aproape, da. Da, dacă n-a... Dacă aș fi sărit... că ai dărâmat doar un sul din ăsta, nu l-ai dărâmat pe toate. Păi da, am sărit pe lângă. Stai și... Stai că vin!